Este o altă partidă importantă pentru echipa noastră și consider că suntem pregătiți pentru a aborda acest joc la victorie. Lotul este complet, așa că am la dispoziție toți jucătorii pentru acest joc. N-ați mai spus asta de mult timp? Sau antrenorul FCS? Toți jucătorii apți, că mai am 3 accidentați, dar ușor, ușor încep să apară noi jucători la antrenament. Ați reușit victorii cu Gheorghe Hagi, împotriva lui Gheorghe Hagi, împotriva lui Victor Pițurcă, reușiți și în fața lui Dan Petrescu mâine, seara? Nu vreau să obțin victorii împotriva antrenorilor. Eu vreau ca echipa mea să câștige. Că am jucat cu viitorul, am jucat cu Craiova, acum jucăm cu CFR Cluj. Normal că ne dorim să câștigăm, vrem să adunăm puncte și să mergem cât mai sus în clasament. Credeți în varianta lui Dan Petrescu după meciul cu Lazio că va schimba aproape toată echipa? Este posibil orice. Au un lot numeros, jucători experimentați, este posibil orice. Acum sunt 10 puncte între FCSB și CFR Cluj. În cazul unei înfrângeri, 13 ar fi prea multe. Mai din campionat, e adevărat, și în jumătate, dar totuși sunt multe puncte. Multe sunt și acum, dar ușor, ușor încercăm să adunăm puncte. Au poziția că 10, 13, 7, noi trebuie să adunăm puncte. Primul meci e cu CFR-ul, cel mai important. Fostul antrenor al FCSB-ului, Bogdan Andone, a oferit interviu pentru GSP. Bravo lui. Poftim? Bravo lui că a oferit. L-a citit? Nu. Vă spun ce a spus. Nu mă interesează. Dacă nu l-am citit, nu vreau să mi-l citiți dumneavoastră. Nu mă interesează. Eu l-am citit, acolo lucrez, dar că el a spus că la FCSB nu antrenorul face schimbările și că pentru orice schimbare el era nevoie să ceară aprobarea patronului. Este problema dânsului ce declară, nu e problema mea. Vi s-a întâmplat și dumneavoastră acest lucru? Vă întrebăm pentru... Este problema domnului Bogdan Andone ce declară. Este problema dânsului, atât. Despre meci, dacă vreți să vorbim, vorbim cu drag. Deci nu vreau să fac conferință de presă pentru meciul cu CFR, cu cancanuri despre ce a zis ăla, ce a zis ăla. Îi respect pe toți, să fie sănătoși. Vorbim despre joc. Punct. Echipați hotărât-o dumneavoastră pentru acest meci? Da. Spuneți. Revine Noere în lot după ce se pare că a trecut cântarul? Harlem este pe drumul cel bun. Harlem este pe drumul cel bun. A trecut cântarul? Te-am înțeles? Păi. Nu e cu trecut cântarul. Păi. Ba da, trebuie să aibă un număr de kilograme. Asta, ca la box. Așa cum am spus și data trecută, este mult mai ușor dacă te apropii de greutate optimă. Ți-e mult mai ușor. Atât. În rest, poți să joci fotbal și cu kilograme în plus și cu kilograme în minus. Important e să fii aproape de optim. Am muncit mult, se vede, da, am mai slăbit, îl urmărim în continuare. Diferența de puncte din clasament se regăsește și în diferența de valoare dintre cele două echipe? Conjunctura a făcut ca FCSB să fie pe un asemenea loc. Eu consider că loturile sunt egale valoric, dacă nu cu un plus pentru noi. Cât de mult contează revenirea în București pe Arena Națională? Foarte mult și ne bucurăm că jucăm aici. Sunt sigur că toți spectatorii care veneau de obicei la meciurile noastre o să vină acum. Am încredere că vor fi mulți, pentru că echipa vine după două rezultate bune și băieții au nevoie de încurajările lor. De ce sunteți atât de sigur că fanii vor veni? Pentru că parcă s-au săturat. Eu am zis că îmi doresc să vină și sunt sigur că vor veni. Asta vă întreb, ați spus că sunteți sigur? Păi ați spus că sunteți sigur. Da. Ok, de ce sunteți sigur că vor veni atunci? Pentru că jocul echipei îți aduce suporteri. Credeți că sunt mulțumiți de jocul echipei și nu s-au săturat de scandalurile legate de echipă, de patron și așa mai departe? Nu cred că s-au săturat de FCSB. Totuși, media de... echipă care ține cu FCSB, ține cu FCSB. Nu se ia după scandalurile care apar în presă, după părerea mea. Media de spectatori a scăzut de 5 ori.
Da. Asta e adevărul, da, nu vorbim pe cifre, asta da, trebuie să jucăm fotbal, să avem rezultate, să urcăm în clasament și vor veni suporterii. Sunt sigur. Cum comentați faptul că în presă au apărut articole și știri legate de faptul că s-a dat cu tămâie în vestiar și că ați cântat... Nu s-a dat cu tămâie în vestiar. Și ați cântat cântece bisericești. Uite că mi-ați dat o idee. În vestiar n-am dat. Da. N-ați dat în vestiar? Încă nu. Acum mi-ați dat o idee, o să dau și în vestiar. E nevoie. Care e atmosfera în lot după aceste două victorii? Urmează acest meci cu CFR, încă un meci cu Platini. Atmosfera devine din ce în ce mai bună. Este o atmosferă normală, să recapătă o anumită încredere care a fost pierdută pe parcurs. Patronul a spus că Florinel Coman are o ofertă de 8 milioane de euro. E o sumă corectă? Și cât de mare ar fi pierderea lui, având în vedere că a fost decisiv de multe ori în acest sezon pentru PCSB? Cât m-ai întrebat încă o dată. Deci, oferta de 8 milioane, da? Da, oferta de 8 milioane, cât de importantă sau cât de mare ar fi pierderea pentru dacă, echipă? Dacă Florinel ar pleca, evident. Avem ce să aducem din urmă. Avem copii buni. Spuneați că vă bazați aproape pe tot lotul. Da. Știu că sunt absențe și printre cei care mai normal sunt titulari, cum e Man, Soiledis, cât de aproape sunt și ei să revină la același nivel? Mană s-a antrenat cu noi toată săptămâna. Nedelcu, la fel. Nedelcu și cu Filip mai au ceva de recuperat. Dar Man s-a antrenat cu noi. Ușor, ușor revine. E posibil să apară meciurile următoare. Vom vedea. Vom vedea evoluția lui. La fel probabil și Soiledis. Nu știu că nu... Da, da. Momcilovi s-a antrenat normal ultimele două antrenamente. A făcut 100% cu ceilalți colegi. E pe drumul bun. Poate, mai poate să joace? Da, dacă îl pictează, dacă îl vedeți pe teren, pe cuvânt. Așa o putere și o forță și o ambiție. Bravo lui. Da. La FCTB a venit și Ovidiu Petre. Cât de mult vi l-ați dorit și ce v-a făcut să îl doriți pe el? Au fost mai multe nume din ce am înțeles. Este un om bun, un fost fotbalist al acestei echipe, un om care eu m-am înțeles foarte bine și are o experiență în spate foarte mare, care poate aduce un plus echipei. S-a găsit și staff-ului și jucătorilor. S-a găsit soluția de a putea sta pe bancă? Ovidiu Petre nu va sta pe bancă. Ovidiu Petre face parte din staff-ul meu. Da. Nu stă pe, de obicei antrenor secund stă pe bancă. Am sau spus că care face parte din staff-ul meu. Nu am pronunțat cuvântul antrenor secund. Pe ce poziție Punct. Atunci? Pe ce poziție în staff? Analiz video. Ok. Experiența lui Ovidiu este mai degrabă din punct de vedere fotbalistic ca jucător, pentru că antrenorul n-a fost atât de atras de profesia asta. Cum l-ați convins să se întoarcă în fotbal? Oferta făcută de mine și de club, faptul că l-am vrut aici, pe el l-a făcut să își întoarcă un pic privirea și spre partea cu antrenoratul. Câte puncte credeți că veți face până la finalul turneului? Iar cum mai omor cu câte puncte? Nu știu câte puncte. Dumnezeu știe, eu nu știu. Eu încerc să le iau pe toate. Credeți că Dumnezeu are timp să se gândească câte puncte va face FCSB-ul până la finalul turului de campionat? Da. Nu-ți dai seama cât te poate Dumnezeu. Da, haideți să vorbim altceva. Ați urmărit, sunt sigur, meciul dintre CFR și Lazio. V-a surprins rezultatul, v-a surprins reacția lor după ce au fost conduși. Ce a fost cel mai important lucru pe care l-ați subliniat după această partidă? Ambiția cu care au jucat. Și au jucat până la finalul meciului, nu au cedat. V-a făcut să regretați că FCSB nu e în cupele europene și nu puteți juca cu adversari la fel de puternici? Un pic? Da, ar fi fost frumos, dar asta este. Asta e situația. Nu e nicio problemă. E un avantaj pentru dumneavoastră faptul că nu jucați și ei joacă? Nu știu dacă e un avantaj. Nu știu. Ca un lot mare și poate să facă două echipe oricând. Asta vreau să vă întreb. Spunea Dan Petrescu că va schimba tot. Foarte mult
avantaj, dezavantaj, cum vedeți situația? Indiferent ce jucător bagă, sunt jucători buni cu experiență. 32 de jucători, din ce știu eu. Un lot numeros, poate să bage pe oricine, jocul rămâne același. Valoric, vorbind, făcând o comparație între cele două loturi, fără să fiți subiectiv, dacă puteți, care e mai puternic? Păi mai să fiu, fără să fiu subiectiv. Eu spun că al nostru e mai bun. De ce? Pentru că avem jucători tineri, de perspectivă și valori. Părerea mea, m-ați întrebat.